Calandrino și piatra de iaspis. Calandrino pictorul trăia în Florența. El avea doi prieteni, Bruno și Bufalmaco, pictori și ei care de multe ori îi făceau fel de fel de farse. Într-una din zile, cei doi prieteni îi propuseră lui Calandrino să meargă la malul apei și să caute piatra de iaspis prăjită. Piatra avea puterile, spuneau ei, să-l facă nevăzut pe cel care o avea. Dar cum o vom recunoaște? Întrebă Calandrino. Această piatră este neagră. Ajunge să tot strângem pietrele negre până când unul din noi va deveni nevăzut. Calandrino ar fi dorit să fie el acela care va găsi piatra, așa că strângea toate pietrele negre pe care le vedea. Dintr-o dată, cei doi prieteni spuseră într-un glas: unde a dispărut Calandrino? Se uitară în jur ca și cum l-ar căuta. Ei, asta-i bună, acum un minut era aici, spuse Bruno. Se vede că a plecat acasă, îi răspunse Bufalmaco. Calandrino, auzind acestea, era sigur că a reușit să găsească piatra de iaspis vrăjită. Bucuros, nevoie mare, a fugit către casă pentru că nu dorea să mai știe nimeni despre comoara găsită de el. Pentru că cei doi farsori se prefăcură că nu-l văd și pe tot drumul de întoarcere au aruncat în el cu pietre, a răbdat cu stoicism până la un moment dat când a spus: cum se face că nu mă vedeți, dar de fiecare dată mă nimeriți? Bruno și Bufalmaco au început să râdă în hohote. Atunci și-a dat seama Calandrino că nu era decât o altă farsă pusă la cale de cei doi prieteni ai săi.